Salutare, prieteni! În acest videoclip vorbim despre 4 idei importante despre investiții din cartea Investitorul Inteligent de Benjamin Graham. Graham a început să predea ca profesor la Universitatea Columbia din Washington în 1928, devenind ulterior profesorul lui Warren Buffett. Pentru cei care nu știu, Warren Buffett este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, având o avere estimată în prezent la peste 75 de miliarde de dolari. Acesta recunoaște că în cea mai mare parte, tot ce a învățat despre investiții se bazează pe informațiile pe care Graham i le-a dăruit ca profesor, prieten și autor. În plus, Buffett susține că Investitorul Inteligent de Benjamin Graham este de departe cea mai bună carte despre investiții scrisă vreodată. Deci haideți să vedem care sunt 4 dintre cele mai importante idei prezentate de Graham în Investitorul Inteligent. Ei bine, cartea începe discutând o idee extrem de importantă și anume diferența dintre un investitor și un speculant. Graham susține că investitorul promovează siguranța banilor investiți și caută un câștig adecvat. În schimb, speculantul nu este interesat de aceste două aspecte, cumpărând lucruri precum acțiuni, bazându-se pe sentimentul și pe gândul, de multe ori nefondat, că cineva îi va oferi în viitor un preț mai mare decât cel pe care l-a plătit el în momentul achiziționării. Pentru a ilustra ceea ce înseamnă siguranța banilor investiți și un câștig adecvat, gândiți-vă de exemplu că vă hotărâți să cumpărați o fermă de grâu. Atunci când gândești din perspectiva unui investitor, în primul rând te vei interesa de prețul cu care se vinde grâul, ce venit respectiv profit au reușit fermierii să obțină în anii trecuți, care sunt costurile pentru administrarea și întreținerea fermei, cele de personal și cele pentru producerea grâului. Apoi vei vrea să știi de cât teren și de ce proprietăți imobiliare dispune ferma, ce unelte și mașinării folosește pentru producția grâului și în ce condiții se află acestea. În urma acestei examinări vei putea estima valoarea fiecărui activ în parte. Literalmente, vei calcula valoarea terenurilor și proprietăților imobiliare, valoarea prezentă a mașinăriilor, valoarea grâului și circuitul financiar produs de fermă. Pe baza acestei analize, în combinație cu proiectarea veniturilor viitoare la valoarea lor prezentă, vei stabili un preț pe care ești dispus să-l plătești pentru achiziționarea fermei. Acest preț garantează siguranța banilor investiți și oferă un profit decent. Când gândești astfel, te poți considera un investitor. În schimb, dacă nu ești interesat de valoarea terenurilor și proprietăților imobiliare, de cantitatea de grâu produsă, de starea mașinăriilor folosite sau de costurile care vin odată cu administrarea și întreținerea ei și cumperi ferma la un preț nejustificat de mare cu gândul că cineva îți va plăti în viitor mai mult decât ai plătit tu pentru ea, ei bine, în acest caz speculezi. Este o șansă mare să-ți pierzi banii. Oricât de logic ar fi că trebuie să cumpere active doar în urma unei analize profunde, precum cea descrisă mai sus, majoritatea oamenilor când vine vorba despre a cumpăra acțiuni la bursă se bazează doar pe ceea ce le spune brokerul sau pe faptul că prețul acțiunilor a crescut în trecut și speră ca trendul acesta să continue și în viitor. Ei bine, cum poate fi considerată asta o investiție inteligentă? Nu ai analizat firma de la care cumpere acțiunile și te bazezi doar pe ceea ce spune brokerul, al cărui interes, nu mă înțelege greșit, este să tranzacționezi cât mai mult pentru ca el să-și tragă un comision cât mai mare, indiferent dacă tu faci profit sau nu. Te arunci astfel într-o groapă financiară din care cel mai probabil cu greu vei mai putea ieși. Nu uita niciodată că în spatele oricărei acțiuni se află o companie pe care dacă o analizezi atent și plătești un preț justificat, cel mai probabil vei extrage câștiguri rezonabile. Punctul 2 pentru care Graham este foarte cunoscut este marja de siguranță. Acest concept poate fi găsit în inginerie. Imaginează-ți un inginer care vrea să construiască un pod pentru a facilita trecerea unor camioane de 7 tone de pe un mal pe celălalt. Crezi că va construi el un pod care să susțină exact 7 tone? Ei bine, nu. Cel mai probabil, el va construi un pod care să susțină cel puțin 10 tone pentru a fi sigur că acesta poate rezista unei asemenea încărcături grele. O astfel de construcție îți oferă o marjă de siguranță de 3 tone. Același concept poate fi aplicat și la investiții. Gândiți-vă la analiza firmei din exemplul anterior. Să zicem că ajungem la concluzia că aceasta valorează în jur de 1 milion de dolari. Un investitor normal ar plăti acest preț pentru ea. Un investitor inteligent însă, precum îl descrie Graham, ar fi dispus să plătească un preț maxim de 700.000 de dolari, care este cu 30% mai mic decât valoarea estimată de el. Această marjă contribuie la absorbția dezvoltărilor economice nefavorabile și a posibilelor greșeli de calcul în estimarea valorii activului. Poate mulți vor spune acum, dar cine îți va vinde ție la un preț atât de mic o companie sau orice alt activ?
E bine, un exemplu sunt companiile precum Apple, care în 2008 s-au vândut la un preț mai mic decât lichiditățile lor. Cu alte cuvinte, chiar și în condițiile în care ai fi cumpărat părți din companii precum Apple, iar acestea ar fi dat faliment, ai fi fost în stare să faci profit dacă ai fi vândut tot ceea ce dețineau ele în acel moment și ai fi păstrat capitalul lor de lucru. E ca și cum aș pune 50 de lei într-un plic pe care aș fi dispus să ți-l vând cu 30 de lei. Ai fi neinspirat să nu accepți un astfel de târg. Având asta în minte, gândește-te puțin ce oportunități extraordinare au existat în timpul crizei economice. Aceasta ne aduce la următorul punct și anume, piața oscilează constant de cele mai multe ori din motive iraționale. Aceste oscilații sunt cauzate în special de emoțiile oamenilor și de deciziile lor de a cumpăra și a vinde, bazate pe sentimente. Piața este astfel ca un pendul care se mișcă alternativ întotdeauna între optimismul nesustenabil, ceea ce face acțiunile să fie prea scumpe, și pesimismul nejustificat, ceea ce le face prea ieftine. Investitorul inteligent este o persoană realistă care cumpără de la pesimiști și le vinde optimiștilor. Pentru a ilustra acest concept, Benjamin Graham a folosit următoarea metaforă a lui Mr. Market. Cel din urmă descrie comportamentul irațional al oamenilor implicați în tranzacționarea acțiunilor la bursă. Datorită activităților lor, prețul acțiunilor oscilează. Mr. Market este uneori depresiv, ghidat de emoții. Dacă la știri aude că un nou produs urmează să fie lansat, acțiunile au atins un nou maxim istoric sau pronosticul economic este unul favorabil, sare entuziasmat, plin de speranță pe piață, fiind dispus să plătească orice preț exorbitant pentru a profita de trendul de creștere. Astfel, el nu intră pe piață doar într-un moment foarte riscant, dar acesta susține și trendul nejustificat, ajungându-se astfel de multe ori la o bulă speculativă, precum cea din anii 2000 sau 2008. Dacă dintr-o dată pronosticul se schimbă și apar știri negative despre o posibilă recesiune, Mr. Market se panichează și devine pesimist. El își aruncă acțiunile pe piață încercând să scape de ele, vânzându-le cu orice preț. Ca urmare, acțiunile cumpărate anterior cu un preț mare sunt vândute ulterior cu un preț mic. Investitorul inteligent nu participă într-un astfel de carusel emoțional. În funcție de valoarea estimată de el a companiei, cumpără ieftin pe timp de criză sau atunci când intervine un scandal la o companie, precum a fost cel de la Volkswagen în 2016, și vinde scump în momentul în care prețul acțiunilor este mult peste valoarea estimată de el în urma analizei. Astfel, el își mărește șansele dramatic de a face profit frumos, cumpărând și deținând părți din companii. Ultimul punct este calcularea profiturilor după inflație. Există un motiv primar pentru care investitorii ignoră importanța inflației și anume ceea ce psihologii numesc iluzia banilor. Dacă obții un venit pozitiv de 2% într-un an în care inflația atinge 4%, aproape sigur te vei simți mai bine decât o vei face dacă rezultatul investițiilor tale va fi minus 2% pe parcursul unui an, când inflația este 0. Cu toate acestea, ambele schimbări vă lasă într-o poziție identică de minus 2%. Atâta timp cât schimbarea nominală sau absolută este pozitivă, o considerăm un lucru bun, chiar dacă rezultatul real după inflație este negativ. Deoarece inflația mănâncă venitul în secret, un investitor inteligent, precum spune Graham, va măsura întotdeauna succesul său în investiții nu doar prin ceea ce câștigă, ci cât de mult reușește să păstreze după inflație. Sunt curios dacă vreți să fac mai multe videoclipuri de genul acesta. Spuneți-mi în rubrica de comentarii ce părere aveți. Nu uitați să dați un like dacă v-a plăcut acest videoclip și să vă abonați la canal dacă vreți să fiți la curent și cu alte idei despre cum vă puteți îmbunătăți viața. Vă mulțumesc pentru atenție și ne vedem în următorul episod.